Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit un borș foarte delicios. Acesta se numește borș căzut cu varză murată și cu cărniță de porc sau costiță de porc. Vreau să vă spun că se face foarte ușor, avem nevoie de cele mai simple ingrediente și obținem, iată așa, un prânz foarte delicios, mai repet încă o dată. Dar înainte de toate, dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, dar nu ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Varză murată, 900 de grame, eu am aici. Rețeta cum se murează varza acasă, o găsiți pe canalul nostru. Voi lăsa linkul sub acest video. Cărniță, eu am aici 650 de grame, dar desigur puteți adăugați 700 de grame, cât voi doriți. Cărnița la noi este de porc. Porc se primește cel mai gustos acest borș și vreau să vă spun că e de dorit să aibă și slănină, să fie grăsuță cărnița. Și dacă doriți, puteți să adăugați carnea să fie și cu oasă, adică costiță. La noi este fără oasă de data aceasta. Avem aici un ardei dulce roșu, două roșii, o frunză de dafin, puțină sare, sare adăugați după gust, că după cum știți, varza e și așa deja este sărat. Ulei, dacă aveți nevoie ulei. Eu aici am 3 linguri de ulei. Dar depinde ce cărniță voi veți folosi. Dacă nu va avea multă grăsime, veți adăuga și ulei. Dacă va ajunge grăsime la cărniță, ulei n-adăugat. Piper negru, 4 cartofi, așa mărimea medie, 2 morcovi, o ceapă. Ceapă eu adaug multă, că nu îmi place, de aceea este așa mare, dar puteți să adăugați și una mai mică. Și aceasta este tot. Desigur, mai avem nevoie și de apă. Mai întâi vom tăia carnea. Eu voi tăia așa în cubulețe, nici mici, nici mari. Dacă cărnița voastră va avea așa slănină ca la noi, o tăiați pe slănina aceasta mai măruntă. Eu am terminat de tăiat cărnița și am aici o cratiță de cigun sau puteți și o cratiță de care aveți voi în casă. De la mine are 4 litre și când este încălzit bine, adăugăm cărnița în el. La noi cratița s-a încălzit bine, adăugăm cărnița în ea. Acoperim cratița și lăsăm așa pe 2-3 minute, apoi revenim, amestecăm și adăugăm careva din condimente. La noi a trecut 3 minute, amestecăm puțin. Eu voi adăuga și aceste 3 linguri de ulei. Piper negru, la mine este cam o linguriță, dar fiecare adaugă după gustul lui. Și puțină, puțină sare, cât e așa puteți să luați în 3 degete. Din nou acoperim și mai lăsăm pe 5-6 minute. Noi am curățit ceapa și cu morcovul, le-am spălat bine. Aici avem și roșiile cu ardeiul, toți sunt spălate. Ceapa o tai în două și apoi o tai așa filii. Iată așa ceapa o tăiem, morcovul îl tăiem iată așa rotund, nu foarte gros să fie cerculețele, dar nici foarte subțire. Am terminat de tăiat ceapa cu morcovul și cât le-am tăiat pe ele, la noi a trecut în jur de 5 minute și cărnița noastră arată foarte bine. Priviți cum se coace aici, este un miros extraordinar. Și acum adăugăm la cărniță ceapa cu morcovul. Amestecăm totul bine. Și mai lăsăm încă pe 5-7 minute. Eu am aici cele două roșii și cu ardeiul. Le-am mărunțit puțin și le adaug în blender și le vom face în pastă. Dacă nu aveți roșii proaspete și cu ardei, adăugați 2-3 linguri pastă de roșii. Iată în câteva secunde. Eu am făcut așa o pastă delicioasă de roșii cu ardei. Are un miros extraordinar. La noi a trecut 5 minute, amestecăm puțin. După ce am amestecat puțin, acoperim și din nou mai lăsăm pe 5 minute. Cât legumele cu carnea se coc bine, tăiem varza. Varza nu o tăiem măruntă, dar nici foarte mășcată, iată cam așa. Dar acesta îl mâncăm. Mm-hmm.
Dar noi am mai trecut încă 7 minute. S-a muiat foarte bine legumele. Și acum adăugăm pasta care am pregătit-o din roșii cu ardei. Mai amestecăm puțin. Și de data aceasta lăsăm pe 3 minute și adăugăm varza. Nu pot să vă redau ce bunătate aceasta. Neapărat trebuie încercată. Noi a trecut 3 minute, amestecăm puțin și adăugăm varza. După ce adăugăm varza, mai amestecăm puțin. După ce am amestecat, acoperim din nou și lăsăm pe 10 minute. Vreau să vă spun că eu gătesc acest borș, focul la mine este mai mare de mediu. La mine este de la 1 până la 10, eu fac la 7-8. La noi a trecut 10 minute, eu l-am amestecat încă o dată. Miroase extraordinar, ca acasă cum făcea mama. Eu l-am amestecat încă doar puțin, ați văzut. Și acum ne ocupăm de cartofi. Eu am aici cartofele, sigur că sunt curățite și spălate. Asta am făcut în dosul camerei, cred că toți știu să curițe cartofi. Și acum le tăiem. Cartofele tot nu le tăiem mărunte, eu le voi tăia iată așa, în jumate și apoi încă în jumate. Adică o cartofă de aceasta de-a mea o tai în 8 părți. Iată cam așa. Eu am terminat de tăiat cartofele, le adăugăm și pe ele în cratiță. După ce am adăugat și cartofii în cratiță, amestecăm puțin, acoperim și mai lăsăm să se călească așa aici totul pe 5-7 minute. Și trebuie să avem pregătită apa. De ce spun să fie pregătită? Adică să fie fiartă, fierbinte. La noi a trecut și cele 5 minute, amestecăm puțin. Aici alături eu am fiert apa și o adaug. Mai amestecăm puțin. Apa eu am adăugat 1,5 litri. Dar depinde în ce cratiță veți face. Dar la acest borș foarte multă apă nu trebuie de adăugat. De ce se spune borș scăzut? Are apă puțină. Și acum focul îl facem micuț. Eu îl fac mai puțin de mediu și deja acum nu-l acoperim. Îl lăsăm așa pe 15-20 de minute să se coacă așa. În voie și bine. Sau depinde de varză. Dacă varza voastră va fi mai tare, trebuie să-l coaceți și până la 30 de minute. Dar la noi 20 minute este de ajuns, varza este numai bună. Și la urmă adăugăm frunza de dafin și desigur gustați și vedeți dacă mai aveți nevoie de sare sau de piper negru. Cătălăi și borșorul nostru e gata, l-a mai trecut mai mult de 20 minute, da? Spre 25 minute, 25-27 minute. Da, dar se face mai puțin. Face mai puțin, da. E superb, oprim focul, turnăm în farfurie și mâncăm. Ce bunătate avem noi aici! Este foarte aromat borșorul nostru. Degustarea eu nu voi face-o, că este foarte fierbinte, dar gustul eu îl știu. Dar la acest borș ar fi bine să aveți și un pahar de vin gustos. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un clas, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram și sub acest video va fi pe site-ul nostru și acolo va fi înscris ingredientele la rețeta noastră de borș. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!